Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Se ridică tensiunea la FCSB, crește tensiunea la FCSB. Edi Iordănescu și George Becali sunt în acest moment pe traiectorii de coliziune, cum se spune în astronomie. Cei doi sunt într-o situație delicată după ce George Becali a făcut niște declarații în ultima săptămână legate de preferințele sale privind jocul FCSB și nemulțumirea sa privind faptul că echipa nu are posesie. Aseară pe Facebook, Edi Iordănescu a răspuns într-o postare foarte lungă. A folosit Facebook-ul personal, nu a răspuns pe site-ul clubului sau pe pagina de Facebook a clubului, a făcut-o pe pagina lui de Facebook și a dat un comunicat lung în care spune de fapt că am crezut că am liniște, m-am înșelat. Mă rog, sunt și câteva trimiteri pozitive la adresa lui George Becali, dar sunt și câteva înțepături la adresa finanțatorului FCSB ca răspuns al lui Edi Iordănescu pentru declarațiile lui George Becali. Surse din interiorul clubului susțin că despărțirea dintre cei doi ar fi iminentă, pentru că George Becali este cumva, și am mai văzut povestea asta, cunoaștem filmul ăsta, este cumva invidios pe faptul că Edi Iordănescu are rezultate și că numai el vorbește în acest moment, în momentul ăsta, despre fotbal și despre jocul echipei. El, fiind cumva blocat, George Becali, printr-o clauză din contract de 500.000 de euro, nu mai are voie să critique jocul echipei. Mă rog, o situație amuzantă care probabil că se va transforma într-o situație delicată la club cât de curând. O să discutăm și despre faptul că Botoșani a reclamat clubul FCSB la comisii. Cei de la Botoșani nu au văzut contractul dintre FCSB și Galatasaray pentru transferul lui Moruțan și cum Botoșani are un procent de 9% încă dintr-un viitor transfer al lui Moruțan. Cei de la Botoșani ar vrea să vadă actele oficiale. Gazeta le-a publicat acum câteva săptămâni, însă FCSB nu le-a oferit oficial celor de la Botoșani, iar cei de la Botoșani nu au foarte mare încredere în informațiile din media, deși sunt autentice. O să discutăm și despre ce se mai întâmplă pe la celelalte cluburi importante din Liga 1, la Rapid, unde situația s-a detensionat după victoria din meciul cu CFR Cluj. O să discutăm și despre CFR Cluj, despre Dinamo, care a mai adus un atacant, un slovac adus de Mircea Rednic. Discutăm și despre ce mai face Costin Lazăr, internaționalul, fostul internațional român, pe care îl avem în această dimineață invitat în studioul GSP Live după un an și vreo două luni de pauză. Ne revedem. Bună dimineața, Costin. Ce faci? Bună dimineața. Foarte bine. Măi, am citit dimineață, zic, mă, ce mai face Costin? Hai să vedem ce mai face Costin. Când mă uit, turist. Ce turist? Că da, turist s-a desfințat sau e în pragul desfințării, dacă... După ce m-am lăsat de fotbal, m-am apucat de antrenorat, am vrut să o iau cu treapta cea mai de jos. Da. A fost prima oară la copii. La Clinceni. La Clinceni. Da. Iar uite, apoi... dacă mai stăteai puțin, era la senior, dar o să vorbim și despre asta. Nu, că eu vreau să iau treapta cu treapta, așa. Așa. Da, și de acolo am vrut să plec doar dacă fac pasul un pic mai sus pe următoarea treaptă. Și aș fi vrut să plec de undeva din Liga 3, dar până la urmă m-am dus în Liga 4 la o echipă nouă înființată, Dunărea Turist, Turnul Măgurele. Cum? Adică nouă înființată? Nu există Turist, Turnul Măgurele? Eu știam că există. Era echipa familiei Dragnea. Dunărea Turist, nu. Vechea Turist, nu știu cum se numea. Turist, FC Turist sau nu știu cum se numea. Ok. Da. E fost... echipa care a fost în Liga 2, da, la un pas echipa... de promovare, da. Mă rog, nu este aceeași echipă, nu este aceeași echipă, este altă echipă. S-a cam închis prăvălia la Turist? Da. La vechea echipă, dar cum că mai sunt așa, palmares. Și au retras probabil finanțele. Toate finanțele, da. Da, mă rog, după condamnarea lui Liviu Dragnea, probabil că totul s-a... Și de nu atunci, știu, nu coincide cu... ăsta, nu, nu, dar clubul s-a văzut că a fost energia familiei astea și stadion construit. Eu sincer mi-aș fi dorit să merg în continuare, pentru că ei au fost la un pas de promovare. Exact. Adică la câteva secunde, de promovare și cred că următorul an puteau promova. Am ca sigur dacă păstrau același lot, același antrenor, probabil că vor promova. Da, dar uite cum dispar proiectele în fotbalul românesc. Adică ești aproape, ridici un club, ajungi aproape de promovare în Liga 1 și când se ajunge aproape de promovare, clubul... Nu, ideea e că încerci, ai voință la început, vrei să faci ceva, o duci cât o duci, la un moment dat când vezi că se cam duc finanțele și vezi că nu ai susținere, atunci și cam închizi. Deci, practic, în momentul ăsta tu ești antrenor la Liga 4. Trebuie o susținere constantă, materială. La Liga 4. Liga 4, da. Nu mi-e rușine, sincer, da. Cum arată nu viața vreodată de antrenor că o să fiu la Liga 4? La... Cum arată? Da. Păi, nu Liga 4 mă definește pe mine. Mă definește experiența pe care am avut-o în prima ligă, la echipa națională, cu antrenori de succes.
Okay. Și asta mă face pe mine să aduc un pic de profesionalism în liga în care mă duc. Deci cum se cheamă? Dunărea? Stai așa un pic. Dunărea Turis. Turnul Măgurele. Să vedeți Dunărea Turis. Turnul Măgurele. Să-ți văd cu cine joci tu. Club sportiv Dunărea Turis. Cu nume. Nu? Asta e. Pe renume. Așa. Te zice aici, uite, Dunărea Turis, Liga... Dar văd că e echipă veche cu numele ăsta, adică e un club de tradiție, nu? Sau? Da, nu știu, noi încercăm să schimbăm în Cetatea, care este o echipă mai veche acolo. E fosta echipă, Cetatea, da, Turnul Măgurele, cunoscută. Necesare pentru a schimba numele. Da. Cum îți merge? Un proiect ambițios, sprijiniți de Consiliul Local. Pe stadion, jucați pe stadionul, proaspăt făcut. Da, proaspăt făcut. Era păcat, pentru că... În zona aia, sincer, nu știu dacă ai vreo sărbătoare la sfârșit de săptămână. Uh-huh. Este așa pustie zona aia Telormanului, în care nu e niciun eveniment, nimic. Și doresc să le aduc un pic de fericire și un pic de plăcere oamenilor din zona. Dar cum merge echipa? Zic cum merge echipa. Mergem foarte bine în momentul de față. Unde găsești eu rezultatele? AJF Telorman, unde le găsesc? Asta este problema, că nu prea găsești. Nu le găsesc. Nu e ceva oficial așa, ceva profesionist. Da. Probabil că de la Liga 3 în sus e mai profesionist. Suntem cu maxim de puncte din 7 etape. Da, a început campionatul. O echipă adică... care ne antrenăm, eu am făcut un lot pentru Liga 3, nu pentru Liga 4. Așa. Pentru că vreau promovarea cât mai rapid și nu pot să ți-o asigur decât cu jucători și cu jucători cu experiență și cu jucători tineri care au valoare. Ai adus ceva jucători cunoscuți? Niște elefanți din ăștia, să numim așa, să nu se supere. Un Florin, Radu Florin, a jucat pe Liga 3, Dalu Robert, Ruță Nicolae. Am adus jucătorii Teleoacă, care și el a fost în zona acolo și a ajutat echipa veche. Astea sunt legendele locale, totuși, da, nu? Da, adică sunt jucători buni, cunoscuți. Jucători care, după părerea mea, nu au avut o șansă sau, nu știu, să rămână, să ducă un pic mai sus. Jucători cu valoare. Planul e să promovați? Sau, mă rog, să clar, vă... Clar, altfel nu mă duc, pentru ce să mă duc, okay. Să pierd timpul. Planul este să promovăm, următorul an să facem la fel o echipă competitivă, să putem rămâne în Liga 3, dar ambiția mea personală este să încerc să promovez și anul ăsta și anul viitor. Vom vedea ce va fi. O luăm pas cu pas. Care e filozofia ta în momentul ăsta? Sau o cauți? Ia să te văd. Sunt curios. Filozofia mea legată de ce? De fotbal, de filozofia antrenorului Costin Lazar. Care e? Filozofia după mea... ce ai lucrat cu atâția antrenori, printre care, uite, Belloni, care și mie mi-e sincer, foarte... Sincer, am luat ce e mai bun de la fiecare antrenor. De la Belloni ce ai luat? Hai să vedem. De la Belloni mi-a plăcut foarte mult cum mă ducea în zona în care voia el. Aha. Da. O abilitate fantastică, da, să te aducă pe strada lui. Pentru mine am avut impresia că sunt un copil în fața lui la un moment dat, dar simțeam cât de mult mă apreciază și cât de mult îi place de mine și chiar mi-era și rușine să răspund vreodată cu ceva. Avea un stil special față de ce am avut până atunci. Vezi că el se mai antrenează și acum, la cât? 60 și... Da, pe se arată... Tu te antrenezi? Te mai antrenezi cu echipa? Da, și eu, da. Crezi, fii atent, vreau să te întreb încă o chestie. Ai putea să joci? Dacă ai vrea, ai putea să mai joci? În prima ligă? Nu, unde joci tu? Și în prima ligă aș fi putut să joc acum. Ai, mă, du-te. Pe bine. Cuvânt. Serios? Așa cred. Dar unde? La Clinceni? Eu m-am stat din cauza accidentărilor. Și datorită, din cauza, de fapt, a unui... Da, fostului meu club voluntari, în care am simțit așa o ușoară trădare după ce am luat cupa, supercupa, faptul că a venit un antrenor gen Oprița și a făcut ce a vrut. Ce s-a întâmplat cu Oprița? N-ai spus nici anul trecut, n-ai vorbit foarte N-am vrut să vorbesc despre subiectul ăsta, pentru că e un subiect încheiat. Eu cred că totuși e o lecție pentru alți jucători tineri. Ce s-a întâmplat? Eu am vrut să mă las în vara aceea în care a venit Oprița. Uh-huh. Dar de ce? Voiai independent? Voiam să mă las din cauza problemelor de sănătate. Bun. Am tot făcut operații și chiar mă săturasem la un moment dat. Uh-huh. E greu când te trezești pe patul de spital și zic, pentru ce naiba mă tot mă strofoc așa. Și a venit Oprița și Neandu mi-a zis, zice, haideți să mai continui un an. Eram după un baraj stresant cu Chindia, câștigat 1-0 la ieși și penalti. Și am zis că
cam ajunge. Da. A fost o presiune foarte mare atunci. Am fost presiune pe mine, pe Sân Mărtean, pe Cernat, adică jucători care nu cred că meritam să terminăm fotbalul printr-o retrogradare. Da, ok, presiunea de a retrograda. Toți trei ne-am lăsat. Da. Ei s-au lăsat, am vrut să mă las și eu și mi-a zis că încă mai pot să joc. Așa. Și să continui. Da. Și atunci am continuat, mi-am spus că am nevoie de un pic de mai multă vacanță pentru că era după baraj. Am rămas un pic în Grecia și când s-a plecat în antrenament pe aeroport, m-am întâlnit acolo cu Oprița. Direct pe aeroport, da. Așa. Și i-am zis că nu aș fi vrut să mă las, dar anul ăsta încerc să-l ajut. Dacă e nevoie de mine să mă introduc în teren, dacă nu, să vorbească cu mine pentru că eu vreau să-l ajut și în stilul ăsta să învăț și eu cum este, să zic eu, cariera de antrenor. Deci tu ai dat dovadă de deschidere, te-ai dus către... Foarte, foarte deschis. Nu erai, nu te-ai deschis. De sus, de vedetă, da. N-ai avut onul ăsta, nu? De să-l iei un pic de sus? Sau... Nu, l-am luat și în cantonament am avut, să zic eu, niște episoade cu niște copii care erau în probe și se cam înjurau și n-alergau și atunci stilul meu nu e ăsta, să stau să mă fac că nu văd. Și am încercat să i-am certat un pic pe copii și la un moment dat... Pe unul l-ai și scuturat, dacă nu mai știu. Pe unul dintre ei, Pârcălabu, Adelin, așa, care de atunci nu mai l-am văzut în prima ligă și păcat că era un jucător talentat, a încercat să dea printre picioare într-un moment în care eu eram nervos. Ție? Da. Și atunci m-am dus tare la el când a venit următoarea minge, da, să-l fac să simtă, să joace serios. Și s-a întors cu... De ce dai un cu pumn sau ceva de genul. Uh-huh. Și atunci m-am enervat mai tare. Și cum a venit din nou mingea la el, era cu spatele, l-am lovit din spate. Da. Și atunci Oprița nu i-a plăcut, probabil a simțit că fac eu ce vreau pe la antrenament, dar mi se părea normal ca el să ia atitudinea la ce se întâmpla în antrenamentul ăla. Okay. El să încerce să oprească antrenamentul, să-i pună pe copii să alerge. Era un probe în cantonament. În Slovenia parcă era. Și atunci... La sfârșitul antrenamentului a făcut o ședință și a vorbit într-un fel în care pe mine m-a deranjat foarte tare și nu l-am... Aveam de gând după să mă duc la el, să zic, scuză-mă pentru reacție. Da. Și m-a făcut să nu mai duc la el. Dar ce a spus? Adică în ce sens? Că nu contează cine sunteți, cu trimitere direct la mine. Ok, deci nu ți-a pomenit, nu s-a uitat nicio secundă la tine, dar era clar ședința pentru tine. Putea să zică, okay, putea să zică de față cu jucători. N-aveam o problemă, dar nu contează cine sunteți, vă dau afară, că aici eu sunt antrenorul, că nu știu ce, zic, ok. Și nu m-am dus la el. Și la un moment dat, când ne-am întors pe București, am vorbit cu el pe aeroport. Zic, Daniele, tu ești supărat pe mine de treaba asta? Așa? Zice, da, sunt supărat, dar nu așa mare supărare, decât că s-a aflat pe la domn primar, că am avut aici un subiect și okay, se gândea că poate nu e în stare să conducă echipa. Deci, practic, nu era frică că tu îi subminai autoritatea în fața celorlalți jucători, mai degrabă că îi puneai în pericol poziția în fața primarului, în fața oamenilor din... Mie, sincer, nu mi-a plăcut modul lui de abordare. Okay. Eu zic și dacă suntem față în față, n-am nicio problemă. Mi se părea normal să aibă discuții cu mine. Noi am fost colegi. Chiar el mi-a zis la primul antrenament că am fost colegi la echipa națională. Eu nu știam. Uitați-și. Stat odată în cameră, cu altul, nu știu, dacă la tineret, dacă la Naționala Mare, chiar nu știu. Și chiar eu aveam deschidere și chiar n-am avut nicio problemă cu antrenorul. Interesant, pentru că vezi tu, din partea lor, de-a lungul perioadei care s-a scurs de când s-a întâmplat episodul, au venit informații că la un moment dat tu erai destul de suficient, așa, și în pregătire, și îți permiteai să-ți mai iei niște, nu știu, ziceai că ești accidentat și nu voiai să joci. În ultimul an cu Claudiu, cu cine? Niculescu, nu? Cu Niculescu. Dinspre staful voluntariului, club. Sunt alte povești. Eu când am venit în România, mă accentasem în Grecia și nu prea mai aveam în România. Și am venit în România și în primul an, după o pregătire bună, am câștigat cupa și supercupa. Da. Cu voluntari. Da. Eu eram înscris la licențe și când era săptămâna de cursuri, îi spuneam că nu pot să vin. Okay. Și știau, și era meci în deplasare, dau un exemplu, și nu puteam să mă duc.
mă duc fără niciun antrenament. Și atunci am înțeles, da, am avut, am comunicat cu Claudiu și mi-a zis, fără nicio problemă, du-te. Ah, okay. Și era un moment, într-adevăr, în care eu tot timpul în meci nu eram încordat sau niciodată nu treceam meciul doar să stau pe teren. Da. Îmi plăcea să mă implic și dacă mă implicam 100% și jucam și 90 de minute, cam așa am jucat, la un moment dat, după o zi, terminam bine meciul, mai puteam să mai joc, dar a doua zi mă resimțeam foarte tare, aveam inflamație în musculatură și era greu să mă refac. Două, trei antrenamente nu făceam și făceam două antrenamente și mă duceam la meci. Povestea cu oprița s-a terminat aici, după la venire la aeroport? Nu, asta zic, după ce am venit din cantonament după două săptămâni, primul antrenament am avut o discuție în vestiar, întrebam ceva legat de refacere, că eram capitanul echipei și nu mi-a zis nimic, a zis da, faceți Costin cum știați voi, că nu știu ce, și când mă duc la refacere, în 5 minute mă cheamă sus. Deci asta cam, eu cu antrenorul am vorbit cu 5 minute înainte. Așa. Legat de treaba asta. Da. Și m-a chemat conducerea sus să-mi zică că mă să mă duc la echipa a doua, că nu mai are nevoie de mine. Mi se părea normal să-mi zic că antrenorul și față în față. Și asta m-a acuzat eu, că nu a fost bărbat, destul de bărbat să vorbesc cu mine față în față. Okay. Mi se pare normal un antrenor, că e antrenorul tău, el să-ți spună chestia asta. Sau să ai o discuție legată de pe tema asta. Și am întrebat care e motivul, pe ce motiv mă trimit la echipa a doua. Și era Florentin Dumitru atunci. Președinte, noul președinte. Și a zis că am vorbit de salarii, că în condițiile în care noi eram neplătiți două luni și cei care veniseră luaseră bani la semnătură și erau la zi. Și începea campionatul în săptămâna aia. Am înțeles. Cu Dinamo chiar a fost. Da. Bineînțeles că nu știu că am o clauză în contract care, la vârsta pe care o aveam, în care nu pot să mă duc la echipa a doua să mă antrenez cu echipa a doua. Aveai clauza asta. M-am antrenat numai cu mai echipă. Când ai semnat. Da, și ai de aici tot scandalul. Wow. Dar cum? Adică președintele nu știa că tu ai clauză în contract. Deci când iei decizia să trimiți pe cineva la echipa a doua și nu verifici. Ideea e următoarea, nu știu pe ce s-a vizat atunci. Așa. Ideea e că eu atunci când am semnat, da? Se semnează trei exemplare. Da. Toate trei rămân la club. Întâi le înregistrează. Așa. Și după aceea îți dă și ție o copie oficială. Ok. Un exemplar oficial. Ok. Eu am cerut a patra copie, semnată doar de președinte. Și mi-a și zis, ce n-ai încredere noi? Zic, dă-mi încă un exemplar să-l am. Așa. Și? Pentru că plecam acasă, îl mai citam o dată. Ok. Și cu actul ăsta am rămas în viață la voluntari. Altfel, stai puțin, și celelalte trei copii? Păi, alea nu le-am primit. A, nu le-ai primit. Puteau să le rupă. Puteau să ceva. Da. Și atunci asta m-a înfuriat foarte tare, că am fost trimis în vacanță plătită și mi s-a propus anumite funcții pe acolo, pe la voluntari. Da, era clar că de la salariul la care eram eu ca fotbalist, dacă mă ceam antrenor la copii undeva la 20 de milioane, era o afacere pentru ei și pentru club și înțeleg, dar și eu mi-am jucat cartea până la capăt. Și mi s-a părut așa oarecum o trădare, pentru că un antrenor tânăr, care, după părerea mea, da, a făcut ceva în Liga a doua, dar îi dai o echipă în prima ligă și în primele două săptămâni îți dă afară capitanul, care, eu nu știu dacă... Să știi că chestia asta se mai întâmplă în fotbalul mondial, adică vine un antrenor nou și cumva consideră că liderii vestiarului din momentul ăla trebuie îndepărtați ca să-și facă el loc. Dar contează, mă gândesc, și cum face asta. Mi se pare că cel mai mult se apropii jucătorii cu personalitate, jucătorii care poate să te ajute. Eu așa consider, că m-aș duce undeva la o echipă de prima ligă, ce fac, îi dau afară pe toți cei care au experiență sau care sunt cineva? Poate că se tem. Sunt antrenori care se tem totuși de personalități prea puternice în vestiar, care pot controla vestiarul peste capul lor, cumva. Mă gândesc, nu știu. Tot comunicarea cred că este foarte importantă între și să fii corect, cred eu. Da. Cu ei. Să încerci să fii cât mai corect. Până la urmă, meseria de antrenor, corectitudinea din partea antrenorului, din partea jucătorului, poate să fie neîndreptată. Fiecare cum gândește. Da. Gândim subiectiv. Dar tu ca antrenor, ai un singur gând, să meargă echipa. Știu, dar uite, sunt antrenori care zic, domnule, prefer antrenori buni, care nu vorbesc cu jucătorii. Nu vorbesc.
Da, iau o decizie, o anunță, nu vorbesc cu jucătorii. Tu cum vei face ca antrenor? Eu sunt foarte apropiat de echipă. Eu n-am nevoie de perdea între mine și jucători. Așa. Nu am nevoie. Sunt foarte deschis. Le spun ce greșesc, ce trebuie să facă. Nu fac, nu joacă. Cam asta este ideea. De ce nu trebuie? De ce fără trebuie prietenii nu, foarte mari totuși, nu? Aș putea totuși, să tratez și eu la Liga 3 sau Liga 4 sau Liga 2. Da. Să tratez jucătorii de sus. Da. Am fost și eu un jucător de primă ligă, de echipa națională, dar nu o să fac niciodată asta, pentru că nu stă mie în caracter. Și eu respect omul pentru ceea ce este. Nu ce a făcut prin fotbal sau ce a făcut prin... sau că te-a face list sau nu știu ce. Mă interesează cum te porți cu mine ca să știu cum mă port și eu cu tine. Că tot vorbim de antrenori și să trecem un pic și în zona anecdotică și după aia vorbim lucruri serioase, ne întoarcem la lucruri serioase. Că mi-am adus aminte că ai fost la Clinceni antrenor la copii și gazeta are azi un articol despre noul antrenor al Clinceniului, Ionuț Chirilă, informația fiind că nu ar fi venit la un antrenament, l-a sunat pe Patrick și i-a zis condu-te antrenamentul că am niște treabă, că oricum lucrez pentru voi. Ți s-a întâmplat vreodată în cariera ta, fără nume, ca un antrenor să nu vină la un antrenament? Da. Acum nu pot dar motivat sau nemotivat? Nemotivat. Tu vorbești, adică nu e o chestie... Odată, da, nemotivat, da. Adică nu am știut niciunul. Doar că nu a putut veni. Nu contează cine este. Că nu știu, asta a fost convenție. Dar a făcut un secundul, programul pe care îl făcea el. Aha, ok. Da. Se mai întâmplă, nu știu, e un antrenor care și-a făcut un plan săptămânal, un program, da? Și atunci... Lucrurile nu poate sunt clare. Da. Și nu schimbă programul, are o problemă, pleacă și lasă secundul. Da. Nu e o problemă asta, dar dacă lași capitanul... Să facă antrenamentul să-l facă un jucător... E ca și cum te-ar fi sunat un antrenor... Liga 4, mi se pare. Adică, ți se pare de Liga 4? Eu nu mi-aș permite niciodată să fac așa ceva. Mi se pare că nu-ți respect meseria de antrenor și antrenorul trebuie să fie mult mai devreme decât jucătorii la stadion. Adică jucătorii vin cu 45 de minute, o oră înainte, tu trebuie ca antrenor să fii cu 2 ore înainte, cel puțin. Da. Chiar mai unii vin chiar cu 3 ore înainte. Și sunt unii care pleacă noaptea târziu de la stadion. Da, da. Păi cam asta. Și înainte de antrenament trebuie să organizezi antrenamentul, să organizezi terenul. Sunt mai multe aspecte. Ai grijă. Sunt multe, multe aspecte, dar dacă o lași așa la voia întâmplării, nu iese nimic bun. Hai să te întreb un pic și despre Rapid, vreau să te întreb. Cum vezi ce se întâmplă la Rapid? Când ne-am văzut noi anul trecut, în august, clubul începea un nou sezon în care încerca să promoveze. Da. După un sezon rău. Și ce am spus? Nu mai știu, zic tu că tu ții minte. Am spus că e un an prielnic pentru Rapid și cu siguranță va promova. Da, așa ai spus, uite acum te văd și mi-aduc aminte. Am spus că dacă ar promova, am zis că aș lua jucătorii cu experiență și am dat și nume gen Săpunaru. Și da, ai zis asta. Și Săpunaru. Și eu nu prea mai țin legătura așa cu Săpunaru, dar mi-a plăcut foarte mult de el ca jucător și ca om și mi se pare un lider, cred că liderul perfect din prima ligă. Dar zi-mi o chestie, de ce crezi totuși că ușor așa, ce? Are el aleluia așa. Ce? Are cazile astea cu echipele adverse. Mie nu mi-au plăcut, că nu mi-a plăcut să atrag antipatia cuiva, dar el e de mic în galeria Rapidului. E crescut în spiritul Rapidului și... Să mai bagi un băs prin gard înainte de meci, adică hai să ne mai interetăm pe adversari un pic, să mai râdem. Cu ce? Cu asta, să mai înțepăm, no, să-i no, mai... Săpunaru pentru mine e liderul perfect și chiar trebuia să mă joace și la echipa națională, după părerea mea. Da? Da. El e un tip ambițios, probabil l-au deranjat anumite chestii și nu s-a mai zis la echipa națională, dar eu cred că era și el și Grigore erau jucători pe care încă ne puteam baza. Dacă încă joacă în prima ligă, de ce Buffon juca la 40 și cât? 42, 43 da, de ani okay. Și alți jucători. La 38, 39, joci cât poți. E adevărat, dar uite că și la națională, ușor, ușor, pare că Rădoi, mă rog, cât o mai rămâne, a găsit un echilibru, că sărim de la una la alta, dar tot povestim acum, bârfim despre fotbal, că a trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Rădoi pare că a găsit un echilibru în apărare. Că tu spuneai, dom'le, că ar fi putut să mai joace, dar uite, totuși sunt jucători mai tineri. Chiricheș, Nedelcearu, Rus. Într-adevăr, mie îmi place de Mirel.
sincer, i-ar trebui o echipă de club, zic eu. Asta vrea și el. Da, pentru că se poate implica mult mai mult. E greu să iei jucătorii după ce s-a antrenat la cluburi și sunt peste tot în lume. Îi aduci tu, îi aduni în o săptămână, două și încerci să-i faci să joace. Unii joacă într-un stil, alții în alt stil. Dar e bine că el l-a cerut, s-a văzut ce l-a cerut pe teren. Legat de organizare, îmi place foarte mult și de relația pe care are cu jucătorii. E un tip destul de deștept și eu cred că va face... probabil că i-aș fi recomandat să alt drum, nu direct așa cum a luat-o el, dar la echipa națională. Știe mai bine ce e. FCSB, echipa națională, cum a început el la asta? Da, eu zic că trebuia să-și ia o echipă la care putea să aibă un pic de continuitate, un an, doi, la o echipă de club. Eu cred că îi prindea foarte, foarte bine. Dar și așa a făcut față cu breu la echipa națională și eu chiar sunt mulțumit de ce a realizat acolo. Cumva simți că practic și-a făcut ucenicia că, foarte sus. Da, da. În mod normal greșelile le faci mai jos, da. Când ai dar timp. Dar fiecare cu gândirea lui. Okay. Nu e de condamnat. Poate că e mai bine așa. Uh-huh. La un moment dat, dacă te duci mai jos, poate cum am făcut eu, nu mai ai timp să revii, dar eu am alt drum. Eu, fiecare cu gândirea lui, îmi place să plec de jos. Dar vreau să te întreb. Și să știu că e meritul meu în totalitate în ceea ce fac ca antrenor. E pe gustul tău, povestea asta totuși plec acum, după meciurile astea două, nu contează dacă mergem la baraj, dacă nu, ca suporter al Naționalei, că a fost internațional, cum simți asta? Despre Radu, nu plece? Da, care a spus că va pleca, indiferent de ce se întâmplă, va pleca. Nu știu ce să zic, eu aș vrea să rămână. E un antrenor tânăr, pregătește o nouă generație, alți jucători, tineri. Eu cred că ar trebui să rămână în continuare la echipa națională. Dar la cum el probabil din orgoliu, din mândria pe care o are și din ce presiune a avut probabil în toată perioada asta. Nu a avut atât de mare presiune eu cum zic au avut alți selecționeri. Pe Pițurcă ce ar mai fi trebuit să spun? Adu-ți aminte ce era cu Pițurcă. Da, dar răutățile astea zilnice prin presă, printre colegii de breazlă sau, da, un exemplu, așa. Îl fac să cam... Atenție, au fost antrenori tocați efectiv de presă, de ironizați, batjocoriți chiar. Cei mai curați așa și mai simpli și mai cei care nu prea au făcut prostii de astea, cred că le acceptă mai greu. Așa. Răutățile astea. Cei care au făcut răutăți sau le acceptă mai ușor, cred eu. Ok. Uite, o filozofie interesantă, o idee interesantă pe care o lansezi acum. Dar tu spui că ar trebui să rămână, dar nu, probabil că nu va rămâne, la cum îl cunoști. Eu nu cred că va rămâne. Eu nu cred, pentru că este clar că e deranjat de anumite chestii și după declarațiile după de presă pe care le dă, interviurile de după meciuri, îmi dau seama că nu îi convine. Și eu așa cred, că ar trebui să-și iau o echipă de club și să aibă continuitate. Și va fi un antrenor mare de succes și va reveni la echipa națională, cu siguranță. Crezi că va reveni la un moment dat? Sigur. Bine, când va avea 60 de ani, atunci când nu mai are chef să mai antreneze. Am mai vorbit zi de acum un an de zile ceva, acum o să zic că o să revină la echipa națională dacă pleacă. Interesant, ești foarte sigur așa pe previziunile tale. O să fii nou oracol din oracol din turnul Măgurele. Nu vreau să fiu nou oracol. Hai să ne întoarcem un pic la Rapid. Vreau din să te întreb, după începutul bun de campionat, care, surprinzător, pentru că se tot vorbește, domnule, pentru a construi o echipă e nevoie de timp. Da. Iosif și Daniel Niculae au adus niște jucători experimentați și foarte rapid au avut rezultate, după care a existat o cădere din care Rapid pare în momentul ăsta că iese din gaura aia de rezultate. De unde apare gaura asta de rezultate, vreau să te întreb, din experiența ta de fotbalist? Sincer, a fost și un episod neplăcut și cred că s-a răspuns asupra echipei, cel cu antrenorul cu Miță Iosif, cu licența. Aha, așa. Și eu cred că de aici a fost un pic de debandadă, dar mie personal mi-a plăcut Rapidul tot sezonul ăsta. Indiferent că au avut și câteva rezultate negative, dar ce am văzut acum la ultimul meci cu CFR, mi s-a părut o echipă solidă, cu o apărare în care e greu să le dai gol. Un Săpunar, și au gândit-o foarte bine și Miță Iosif. Și o surpriză plăcută a fost Hlistei pentru mine, că așa. A încercat să joace un 5-4-1 pe faza de apărare și un 3 și cu cei jucători de bandă. Îl vedeai capabil pe Hlistei să facă faza de apărare? Nu prea. Nu prea.
a făcut față cu brio. La un moment dat când a intrat Costache, s-a cam dezechilibrat un pic pe partea aceea, dar per total Rapid arată foarte bine cu jucătorii de experiență în spate care știu bine ce au de făcut. Adică mă uit, joacă numai din plasament. Mă uitam și la, și la Grigore, și la Săpunaru, și la Dandea, un jucător foarte bun. Iar cei doi jucători, Crepulia și cu Albu, m-au impresionat. Aici voiam să ajung, că îmi plac foarte mult. A fost un mijlocaș central. Cred că e cel mai bun cuplu din prima ligă de mijlocaș, de mijlocaș central. Central, Albu cu Crepulia. Da. Ce face un Albu? Ce are Albu? Mai mare al lui Albu. Ce simți la Albu? Așa, ce vezi la el? Jucători jucători care se informează foarte rapid, știu ce trebuie să facă acolo, au disponibilitate la efort și sunt jucători de echipă, asta e cel mai important. Și sunt, practic, cred că asta vine din, vine și de la Miță, unirea asta a lor arată ca o adevărată familie. Junior Moraes și un pic cam dur, așa, cam Junior pe galbene, Moraes, cam... Da, îmi place foarte mult Junior, da? Moraes, da. E un jucător foarte, foarte tehnic. Cu toate astea, în meciuri are noroc că mai rămâne pe teren până la final. Da, da. Face niște tâmpeni incredibile. Are câteva greșeli, dar, per total, e un jucător foarte bun. Da. Da. Linia Rapidului, cel puțin defensiv, arată foarte, foarte bine. Iar în față mai au sclipiri, mai are balans sclipire, mai are, nu știu, un Sefer care îmi place foarte mult. Arată bine. Uite ce te întreabă Ionuț Rugiubei. Sunt oameni care n-au uitat ce ai spus anul trecut la emisiune și te întreabă, ai fost contactat între timp de cineva de la Rapid să te alături proiectului? Să mă alături proiectului la ce nivel? Nu mai vreau. Eu am alt drum acum. Așa. Dar eu sunt suporterul Rapidului, nu vreau să plâng pe la emisiune, că nu mă interesează să mă ia cineva din alte considerente. Nu, eu țin cu Rapidul și atât tot. Nu vreau să vorbesc de proiecte. Fiecare cu gândirea lui, fiecare știe ce oameni are, de ce oameni are nevoie în un club, de ce oameni are nevoie lângă el. Uite, Robert Niță. Robert Niță? Zice, ce a uitat Mister să ajungă la stadion? E vorba de Chirilă, știi că îl ține numai în... Da. Pe vlogul lui îl ține numai în... Serios? Da. Îl monitorizează, cum zic unii antrenori, în loc de monitorizează. Da, asta e de condamnat. Faptul că nu vii la antrenament, nu mi se pare profesionist. Dorin Alb, Costin Lazar, un caracter de caracter care a fost respectat de galeria adversarilor, e printre puținii jucători care nu a fost înjurat de galeriile adverse. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa e? N-ai fost înjurat? Da. Cred că ți-au auzit de... Mai umplut frigiderul. La mai mare decât al lui Alb. Frigiderul? Zic așa. Și Alba a fost aproape să ajungă la FCSB acum un an și ceva. A, dar stai că și tu ai era să ajungi. Că te-a trimis din Ugherghe. Bine că a rămas Rapid. Cum ți se pare, fii atent, așa, ca chibiț, cum ți se pare situația asta de la FCSB? De la FCSB acum cu Edi? Cu Edi Ordănescu și Becali. Deci când sunt rezultate... Vine Becali și zice, domnule, vreau posesie. Nu? Eu cred că domnul Becali e un pic invidios așa pe... Simți asta, nu? Pe antrenor. Pentru că îi place să fie în centrul atenției. El este cel care plătește, el cel care are nevoie de cuvinte frumoase și, din păcate, pentru dânsul, antrenorul are controlul absolut asupra echipei și nu cred că îi place. Dar ce a spus el nu mi se pare ceva. A zis că nu îi place, am înțeles eu că îi place să aibă mingea la... Da, dar când spui, stai puțin, fii atent, tu antrenor fiind, să vină patronul tău să spună, ok, eu vreau posesia, nu mă interesează rezultatul și dacă pierd, dar eu vreau să am posesia. Păi atunci... Sună rău totuși. Păi atunci nu mai ai pretenții pentru a câștiga un campionat. Păi da, dar vezi tu că dacă tu faci posesie ca antrenor și pierzi meciul, te dă afară. Cred că sunt oameni în jurul domnului Becali care, nu știu, cărora le place Barcelona și place posesia Barcelonei, dar totuși suntem în România, trebuie să ne adaptăm, fiecare antrenor are o filozofie de joc și ar trebui să fie lăsată să facă treaba, că o face destul de bine și pe unde a fost a avut rezultate foarte bune. Dar, după cum am spus, să zici că sunt oracol. Păi, am fost la altă emisiune și... Ce ai spus? Hai să vedem. Am zis ce s-a îndeplinit. Cu siguranță că dacă va veni și va face un contract beton. Ok, și l-a făcut. Și l-a făcut, pentru că e greu să vorbească acum. Și
cred că asta e cel mai bun lucru care se poate întâmpla la... Ai văzut comunicatul lui Edi Iordănescu? Am văzut pe Facebook, da. Sunt și câteva înțepături. Ok, sunt câteva calde pentru patron. Domnule, că am venit la FCSB, pentru mine e foarte important ce își dorește patronul și mereu am... Înseamnă că și antrenorul este supărat. E supărat și un comunicat pe Facebook-ul lui. Eu nu cred că va fi o despărțire între ei. Crezi că va fi? Merge până în iarnă cu siguranță. Până în iarnă? Da, da, da. Ah. Eu sunt sigur. De ce se întâmplă lucrul ăsta în România? Prea mulți antrenori se schimbă la FCSB. Adică, până la urmă, nu e greșeala numai antrenorilor sau a jucătorilor, că sunt schimbați și jucătorii și antrenorii. Cred că și domnul Becali are greșeala lui acolo, nu? Păi are, dar n-ai niciun... Asta ar trebui să... Băi, stai un pic, că e ok, vreau ceva, dar... Dacă, practic nu știu ce vreau. Orică și nu, campionatul, semnal, ori vreau posibil. Exact, semnalul pentru cine? Semnalul pentru alți antrenori serioși, care își respectă meseria, nu care vin să asculte comenzi, e, domne, nu veni aici, că n-ai, nu, uite-te, a venit unul și își caută cu el deja, uite, îi tot caută nod în papură, că n-are posesie, că n-are nu știu ce, că n-are nu știu cum. Da. Adică semnalul e clar că nu mai vine niciun antrenor serios, mulți ani de acum înainte. Că... Păi nu, o să vină un antrenor care sunt și ei la început și au impresia că dacă se duc la FCSB vor reuși să facă ceva, dar dacă nu sunt lăsați, păi... practic vor avea o limită în care... Și vei fi văzut rău după aceea, cred eu. Ai stomacul pregătit pentru o... imixtiunea patronului în viața ta ca antrenor în viitor, nu mă refer undeva anume, ci... Nu știu ce poate să fie pe viitor, nu-mi doresc ca un patron să vină să impună ceva. Dar te-ai gândit vreo secundă, băi, cum aș reacționa eu? Cu siguranță că văd exemple pe acolo și mă gândesc și eu pe viitor, dar nu mi se pare profesionist. Atunci antrenorul practic e un alt, așa, și nu prea mai are controlul. Dar cât ai fi dispus să-l lași de la tine într-o chestie de genul ăsta? Că se spune, domnule, e bine să vezi. La o comunicare, da? Cum sunt, că sunt un tip deschis și pot discuta orice și aș veni cu argumente, bineînțeles. Și dacă, eu nu cred că dacă e un antrenor care zice, bă, mie mi-l bași pe ăsta, nu mă interesează, că atunci, cu siguranță că antrenorul, dacă are personalitate și are și mândrie, o să zică, fii tu antrenor și plec eu. Atunci de ce mai aduce antrenorul? De ce mai aduce? Antrenează, păi, tu echipa. Că trebuie să-l aduci, că așa scrie în regulament, trebuie să ai un antrenor. Licența, la licență poate, se poate înscrie oricine, nu? Da. Poți să te duci la licență și să-ți iei licența, să faci școala de antrenor, licența C, licența B, licența A, pro și aia. Și după vreo 10 ani ajunge antrenor. Voiam să întreb o chestie apropo de licențe. Ai văzut povestea cu licențele luate de la Chișinău, de unii, pe fals? Da, am văzut. Cum vezi, cum ți se pare chestia asta? Tu tragi, muncești și alții își cumpără sau vor să-și cumpere imediat licențe. E greșit. Dacă, pentru ce vrei să iei dacă nu ești pregătit? Pentru ca să fii antrenor, pentru ce vrei să iei licență? Sau nu ești pregătit să te faci de râs, să duci să faci lucrurile invers. Mi se pare că licența aia are și ea, ca la școală. Adică... Simți că te-au... Tu, în momentul ăsta, ce licență ai? Licența A. A. Ok. Mai am pro, dar... Din câte știu, îți trebuie un an... De experiență practică. Da, cu seniori. Nu știu, mă gândesc și pe viitor să... Să faci? Să fac pro, da. Sunt foarte mulți pro care ies. Antrenori pro peste antrenori pro peste antrenori pro. Știu, știu. Și din păcate suntem pro în grădină. Cum, nu ți se pare că fotbalul românesc a crescut cu generația asta de antrenori pro? Sincer, îmi place mai mult anul ăsta decât anul trecut și acum 2 ani. Da. Ce-ți place? Hai să vedem. Îmi ce place, vezi? Nu știu, sunt antrenori și antrenori tineri, sunt și foști colegi de-ai mei, unii foști adversari. Vin cu o mentalitate nouă, au o ambiție foarte mare, vor rezultate, vor să se afirme. Cred că e un lucru important. Faptul că un antrenor vrea să se afirme înseamnă că va da totul. Cine îți place dintre foștii tăi colegi? Așa? Cine simți că are stofă de antrenor? Stofă de antrenor? Da. Ca lumea. Păi sunt mulți. Zi-mi unul. Uite. Neapărat colegi, au fost și... Adversari sau... Și adversari. Da, oameni din generația Dar, ta. Din generația mea îmi place Niculescu, Claudiu Niculescu. Îmi place Croitoru. Și face lucruri foarte bune la Botoșani și din câte știu eu nu sunt condiții foarte... bune acolo, dar totuși face minuni pe acolo. Da. Și
și alte exemple de, de antrenori. Dar un antrenor cu experiență, cum e Dan Petrescu, e binevenit oricând. Da, uite că ia, Miță Iosif l-a avut în buzunar. Pentru mine tot antrenor tânăr este că... Cine? De, Dan Petrescu? Dan Petrescu, okay. Pentru că a început cu, cu noi, cu Sport Studențesc, a început cariera de antrenor. După un an, cred, un an secund la, la Progresul, da. Era Progresul da. Atunci. Da. Și după aceea a venit la noi antrenor și ușor, ușor a urcat antrenor la Rapid, direct de la Sportul. Adică a arătat din start că tinerețea asta și ambiția te pot face să ajungi mult mai sus. Povestește-ne ceva cu el din experiența cu antrenorul Dan Petrescu la Sportul. Ce mai ții minte așa din... și poți povesti, evident. Că ne spunea după fiecare antrenament, ține erau un meciul în timpul antrenamentului, se băga cu noi la joc. Da. Încă se putea se enerva era... dacă... La un moment dat îi plăcea să-i bagi și alunecări. Să... Să-i bagi? Da, da, da. Da. Aha, îi plăcea okay. să simtă jocul acolo și dacă pierdea, era apropiat cu cei care au pierdut. Serios? Dacă nu îi făcea până la cabină, da, dacă era... lăsați-vă, lăsați-vă. Da, dacă era el în echipă pierzătoare? Da, până la vestiar nu puteam să mai scoatem niciun cuvânt cei care am pierdut. Începea să râde. Făcea mișto de... Ce făcea omul meciului, Lazar, ciocolata, aici e o ciocolată. Că tu oricum ești schilod, nu pui nimic pe tine așa. Înțepături, tot felul de înțepături. Nu, dar avea un și momente de duritate. Un episod frumos, după cum știm noi pe Dan Petrescu, mie îmi place de el, că e un tip foarte deștept, știe ce trebuie să facă la echipele la care se duce. Când era la Sport Studențesc, la pauză, la un meci, aveam 2-0, dar nu i-a plăcut lui cum jucam. Și a intrat în vestiar și era o geantă în mijloc. Nu știu cum a pus-o, exact cum deschideai ușa, era chiar în față, trebuia să o colești un pic. Noi am ocolit-o cu toții, da. Era geanta unui coleg. Când i-a dat un picior la geanta aia, a sărit în cealaltă parte a încăperii. Și, în fine, s-a terminat, am câștigat meciul, mi se pare, vreo 4-0. Deci era 2-0. Era 2-0 și el dădea cu șuturi în geantă, da, la da, pauză. Da, da, da. Nu, niciodată nu intra să, că ce? Să te relaxezi. Pe 2-0 cel mai pierdut colo scor. De relaxezi. A simțit-o chiar Miță. Ok, simt, deci trebuia să fie 3-0 ca să nu dea cu șutul. Da, și după meci, după ce s-a terminat tot, să plecăm și Liviu Rusu, fostul meu coleg, funda stânga, următorul antrenament, luni, ședință și băieți, că nu știu ce, că a fost ok. Se trece Liviu și zice, mister, am și eu să vă zic ceva. Ce? Mi-a spart parfumul. Îmi dați banii pe parfum. Du-te, bă, cu parfumul tău. Avea un parfum și l-a spart. I l-a plătit? Cred că nu, da. Crezi că i-a plătit? Da. Incredibil. Da, dar totuși asta arată... Probabil să creeze un șoc să țină tot timpul în priză. Era frică să nu cumva da, să vă relaxați. Nu te puteai relaxa, nu. Cu el niciodată. Mm-hmm. Niciodată nu te puteai relaxa pentru că el avea impresia că dacă te relaxezi vei pierde meciul. Țin minte și acum un meci 3-0 undeva la... Nu știu unde am jucat, cred că la Petroșani. Așa. 3-0 pentru 3-0, voi. Liga a doua, mi se pare că era. Așa. 3-0 și în minutul 93, fundașul nostru central a vrut să facă ceva pe acolo, să-l întoarcă pe un atacant. Și a fost o fază periculoasă de gol. Mamă, a înjurat de pe margine, dar a vrut să-l înjure pe el. Și când s-a uitat la așa, toată lumea ne uitam, era la el, s-a înjurat pe el singur. Ok, deci dar, nu ducea în jurătura până la și la 3-0 era la fel. Adică ele profesionist până când se termină ultimul minut de joc. Dar uite, eu nu mai țin minte, jocul Sportului tot așa era? Tot închis așa cum joacă acum? Nu era chiar așa. Adică nu. S-a mai, el ca antrenor s-a mai închis un noi, pic? Noi nu eram deschis. A devenit mai pragmatic el ca antrenor da, în timp. Da. A devenit mai pragmatic. Cred că s-a format foarte bine în Rusia. Aha. Acolo cred că... A învățat niște chestii. Trebuie să ții totuși un rezultat, să obții, să tragi da. Un rezultat. Să... Dar noi la Sport Studențesc, gașca nebună, noi eram deschiși oricând să jucăm. De-aia luam bătaie cu 5-0 și băteam cu 5-0. Uite, știi ce aș vrea să... Că e posibil Belonii să se întoarcă în România, tot mai aproape. Ai văzut discuții și la Șepși a fost în discuții sau i-a apărut numele. De obicei nu prea apărea numele. Da. Șepși, da. La Național acum s-a discutat, domnule... Să știți că la Sfântul Gheorghe acolo am rămas impresionat ce am văzut de baza aia acolo. De... Cu siguranță că se vor dezvolta foarte bine zona aia și Sepsi pe viitor. Cred că va ajunge o forță în prima ligă.
un club care tot așa a plecat de nicăieri, serios, adică da. Venit de nicăieri. Da, dar cu un proiect serios. Uh-huh. Și uite că acum au o bază de antrenament foarte frumoasă. Da, dar vezi că și la turist se vorbea, domnule, un proiect serios și uite, proiectul da, serios. Da, Dumnezeu să ne țină și aici unde sunt eu și să ajungem cât mai sus și să vorbim peste câțiva ani, vorbim din Liga 2, Liga 1, nu știu. Vreau să mai trag de limbă, povestește-mi cu Beloni ceva, din experiențele cu Beloni. Că n-am avut timp data am trecută, că la e unul dintre antrenorii mei favoriți și de asta vreau să te întreb, sunt curios. Cu mister? Da. Păi, toți sunt mister. Mister, nu era niciunul care voia domn profesor sau ceva, nu? Ba, aveam și antrenori pe care le spuneam pe nume. Pe nume. Dar tu cum preferi să ți se spune? Cea mai tare a fost cu Mutu, că așa. Eu cu Adi ne știm de la echipa națională. Când de timp, de juniori? Sau de unde? De echipa mare. Ah, ok. Am cuchetat cu echipa mare și am jucat cu Adrian Mutu. Uh-huh. Nu, credeam că vă știți din timp, de dinainte de la loturi. De când era la Chelsea. Nu, dar stai, el cât are? Tu ai 40, el are 41 sau 42, cât are? Da, n-a spus așa generație totuși la loturi. Nu, 42 sau 43. La loturile de tinere n-a spus. Așa. Nu. Și am fost tare cu Adi, cu Mutu, că după ce ne-am salvat de retrogradare la m-a venit râsul. Ne-am salvat de retrogradare cu voluntariu. Așa. Cel cu el. 0-1-0, da. Da. Tot ziceam, Adi, ce facem acum după antrenament, putem să facem saună, refacere, da. Și la un moment dat când i-am zis Adi ultima oară, zis, bă, Lazare, ia să nu mai zici, mă, Lazare, să nu mai zici Adi. Zi-mă, mister. Zic, bine, de ce nu mai zici de la început, că așa ziceam. Deci cumva a ținut-o și până la urmă ți-a aruncat-o. Vezi, da, asta tranziția normal. De la antrenor la jucător, când ai foști colegi pe care îi antrenezi. E vorba de respect, până la urmă, respectul postului pe care l-ai în fața. Da, dar e și greu totuși să fii fost coleg și dintr-o dată să te adaptezi. Da, dar cum îi spui unui președinte? Te duci la președinte, indiferent așa. Care 30 de ani, îi spui salut... Era să zic eu cum. Salut, așa. Adică da. E totuși un respect. Dar cu Beloni... Ia zi-mi cu Beloni. Episodul foarte frumos e când am venit în Grecia. Uh-huh. Zice Costin, mâine avem antrenament după ce am semnat. Da. Zice, avem antrenament. Și o să vine dimineața cineva să te ia. Ok. De la hotel? Da, de la hotel. Am plecat cu el. Cu Beloni? El a venit să te ia. Am plecat cu el și am mers la antrenament. Ba nu am plecat cu el. Nu. N-a fost atunci. Avem cineva și m-a luat. Da. Și ne-am văzut, m-am dus la antrenament și m-am schimbat într-o încăpere. Și am zis, bă, mă schimb singur. Am zis, da, cred că așa vrea antrenorul să mă schimb singur acum când am venit. Și, de fapt, nu era nimeni acolo. Eram doar eu, el, da? Doctorul și magazionerul. Și am făcut antrenament o săptămână numai cu el separat și păi, după masă unde erau jucătorii? După masă cu echipa. Ah, ok. Dar dimineața separat. Doar cu el. Tu da. Cu el. Da. Și a avut asta, chestia asta, care pe mine m-a dus așa de nas, cu zăhărelul m-a dus. Zice, vezi că nu știu dacă te bagă, avem meci în Europa League, nu știu dacă te iau, nu știu dacă ți-a venit cartea verde, dar nu cred că, mai mult ca sigur, nu te iau. Dar să joci, dar te iau dacă e să fii în lot cu echipa. Aha. Și m-a băgat titular. Ca să nu te sperii, să nu te... Să și nu... am făcut un meci foarte bun. Primul gol am dat asist. Uh-huh. În rest, și mi-a plăcut un episod tot așa în campionatul Greciei. Veneam și eu după accidentare și la un moment dat se supărase pe niște jucători ai noștri. Iar jucam în deplasare. Uh-huh. Și mi-a dat așa un moral fantastic. Îmi zice de pe bancă, Costine, hai intră și arată-l la aștept cum se joacă fotbal. Ok, erai cumva omul lui de încredere. Nu știu dacă neapărat, dar cred că știa foarte bine cum m-a simțit așa cum sunt ca om și că aveam nevoie doar de încredere ca să dau totul. Dar așa, ca poziție în teren, ți-a lucrat la ceva? Sunt antrenori care schimbă niște jucători nu, sau modifică lucruri? Alt lucru, după ce am fost pe val în Grecia la început, în primele două luni am fost chiar forță. Da. Și după două luni eram euforic, eram... Ce, te ridică, mai era nimeni erai, care da. Și m-a chemat până la el în cameră. Zice, vine un pic până la mine în cameră, că vreau să arăt ceva. Și m-a ținut o oră la laptop să-mi arate greșelile pe care le făceam. Tu vorbești serios? Da. Și atunci am plecat desumflat, așa zic.
Mai ții minte ce ți-a desumflat imediat. Ce greșeai? Ce nu-i plăcea din ce făceai? Nu-i plăcea că atunci când, la un moment dat, depinde de antrenor. Da. Sunt curios atunci cum... când pierzi mingea, da, ești primul care reacționează, da, acolo. Da. Dar trebuie să te și informezi. Să vezi și ce e în spatele tău. A, să nu lași o gaură în că spate. Dacă că dacă ieși, da, se joacă în spatele tău, se întoarce cu fața, e mai periculos dacă e mai aproape de poartă. Ok, deci nu te duci să faci, nu pleci primul în, să recuperezi mingea, da, dacă în spatele tău lași vreo gaură, ceva. Da, exact. Și, și ce? Tu te năpusteai, te duceai, bam, bam, da, să, da, iei mingea. Eram impulsiv, foarte impulsiv. Ți-a corectat chestia asta? Da, da. Ce făceai? De, după aia te uitai întâi, bine, eu nu pot să, am torticoli și nu pot să mă întorc, dar... De obicei mă uitam, dar în momentul când pierdeam mingea, imediat voiam să s-o recuperez primul. Mi se pare, mi se pare și acum aș cere la fel. Cum pierzi mingea ca jucător, să fii primul care recuperează. Dar după experiența cu Bologna, o să le spui mijlocașilor tăi central, dar vă uitați în spate înainte să faceți, da, chestia, da, asta. Vezi, da, uite, o chestie care va rămâne... Adică să nu lași un spațiu descoperit cu adversar. Ce sistem de joc ai? Cum vrei să joci? Cum joci, de fapt? 4-2-3-1. De ce 4-2-3-1? Hai să vorbim și un pic așa. Depinde foarte mult de profilul jucătorilor pe care le ai. A, deci ai văzut ce jucător ai? Și în 4-3-3. Depinde de dacă ai un număr 10, număr 10. Dar ai o preferință totuși pentru sistemul ăsta? Simți că, indiferent de jucătorii pe care îi ai... Mi-ar place, cred că, sistemul 3-5-2. Ție? Da. De ce? Se joacă acum în Europa. Un 3-5-2 pentru că ai doi jucători de bandă care acum în sistemul în care se joacă prin Champions League, că ați observat, da, extremele și la Euro, extremele de fapt sunt fundași și laterali. Da. Și extremele sunt de fapt atacanți. Sunt foarte, da, apropiați de vârf. Îmi plac triunghiul ăsta de între jucători și cred că sunt foarte importante în fotbalul mare. Trasee și automatisme de joc, cum spune un antrenor de Liga 1. A, da. Și asta se fac la antrenament și traseele de joc. Să îi regimentezi pe jucătorii în trasee, da, și da, automatisme. Da, o idee de construcție de la portar, depinde. Și fiecare trebuie să știe unde, cum se duc. Da, dar da, trebuie să te găsești pe aia doi. Aia doi laterali, da, care ți aleargă dintr-o parte în alta și au și calitate să-și centreze, nu să vină să-ți dea, profil, da, să umfle căpățâna primului. Așa, aia. Seară. Adică un jucător găsești pe la turnă măgurele și în apărare și în atac. E greu să găsești asemenea jucători și când îi găsești, de fapt, costă milioane de euro. Da. Dar eu zic că și noi putem scoate de aici, din România, ceva jucători care pe viitor să ajungă mari fotbaliști. Ia stai să vedem. Ce ziceți de înfrângerea lui Sheriff Tiraspol în meciul cu Inter? Zice cineva. Recunosc, n-am văzut, m-am uitat la Liverpool, dar două victorii din trei meciuri pentru Sheriff. Da, mi se pare fantastic Sheriff să da, fie acolo. Să bați la Madrid. Ia stai să vedem, stai un pic. Pentru că vorbim de Moldova. Da. Va dura în jur de 6 luni până Mister va găsi strategia câștigătoare. Ah, ok, da. Despre cine vorbim? Nu, e vorba de Chirilă, nu. Am înțeles. Că va găsi strategia de trafic câștigătoare să se întoarcă la stadion. Mă rog, e... uite, Nae Constantin, zice cineva, a fost tău coleg, e foarte bun antrenor. Da. Era foarte serios și ca jucător. Ca jucător. Era un tip destul de serios, așa, nu prea... Îl văd altfel. Și cred că așa este și ca antrenor. Te întreabă Ionuț Bâclea când te vedem la Rapid antrenor, Costin Lazar. Te întreabă lumea, eu ce să fac? Nu pot să nu te peste ani. Peste ani. Peste ani. În cât timp ai vrea să fii în Liga 1? Sau fii atent. Sincer? Nu, că probabil că o să spui, domnule, peste o lună aș vrea să fiu. Nu. Aș vrea să fiu în 3 ani. În 3 ani. De ce 3 ani și nu 5? Păi sunt la Liga 4 acum. Ah, ok. Și vrei cu echipa asta să mergi? Da. Fiecare cu ambițiile. Ca să nu ai totuși... Promovările ți-ar aduce totuși o liniște? Adică nu o satisfacție. O satisfacție, clar. O liniște. Ți-ar lăsa timp să înveți din greșeli. Că antrenorii învață din greșeli de obicei. Adică n-ai avea o mare presiune cel promovând. Care Ionuț Bâclea este, de fapt, un prieten de-al meu. Și... A, serios? Dar e rapidist, da. A, ok. N-am știut. Ai vorbit cu ei. Ei pus să scrie, să te întrebe. Da. Bun. Hai să te mai întreb de Craiova, cum ți se pare? Că dacă tot am trecut și prin Dan Petrescu. Care Craiova? Bună întrebare. Cea da. De mai de jos sau cea mai de sus?
Păi, la un moment dat, aia de jos era mai de sus, pe la, începutul sezonului. Se vede că Craiova, nici cum să zic... CS Universitate. CS Universitate, nu 1948. 1948 sunt cei care au venit din Liga 2. FCU Craiova 1948. Cei care au venit din Liga 2 au ceva jucători interesanți. Au o echipă bună, dar cred că ar trebui să se concentreze, probabil să rămână în prima ligă. Dar Craiova, cea care este acum pe loc de play-off, a demonstrat că are un joc foarte bun și jucători foarte buni în echipă. Cu siguranță că va fi o echipă care va emite pretenții pentru câștigarea campionatului. Dar îl va câștiga? Știindu-l pe Dan Petrescu? Vezi că sunt o grămadă de echipe. La Edi Ordănescu, Becali, probabil că lucrurile buni, se... Așa? Și Reghen, campionatul foarte bun. Adică... Da. N-au cum să fie antrenor de play-out. Și e o surpriză plăcută voluntariu. Foarte plăcută. Vezi, dacă rămâne în club, acum... E cel mai bun parcurs la început de campionat pe care l-are voluntariu, cred. După ce s-a tot chinuit cu retrogradarea, cu evitare... Arată foarte bine acum. Fii atent, profit de tine, de renumele ăsta în devenire de oracol, cum crezi că va arăta stai, că nu te întreb nimic. Cum crezi că va arăta, care vor fi echipele din play-off anul ăsta? Hai să te văd. Ce simți? CFR? Da. FCSB? Da. Rapid? Rapid? Da. Bine. Păi acum e pe loc de play-off. Este, da. Și mai e ce ceva? Echipe sunt în spatele? Vezi că ai uitat Craiova, moment, până acum. Păi, am zis. Am zis CFR, FCSB, Rapid, Craiova și Botoșani. Păi să mai trebuie una. Și... acum hai să te... Craiova asta, care acum pe... Craiova, da, Rotaru. Și a șasea? Ia să te văd. A șasea? Sincer, nu mai știu. Voluntari, crezi că o să meargă? Poate să meargă? Simți? Nu știu dacă o să țin așa, dar e posibil să vedem voluntarii, pentru că ar fi o premieră. Ar mai fi, uite, și cred că parcursul bun pe care l-au acum, cu siguranță că mai putem vedea acolo. Dar ești cum, între voluntari, Faru, UTA, hai să zicem, Argeș, uite că și Prepeliță cu Ianovski, cum, care mai degrabă? Voluntari și Faru. Între voluntari și Faru. Costin Lazar, mulțumesc mult de tot pentru prezența dimineața asta. Multă baftă îți doresc. Să fie, doamne. Și să ne revedem la următoarea emisiune, să fii cum aia clar și să ne vedem cu tine mai... Doamne așa. Mulțumesc mult. Baftă multă. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine dimineața la 9:01 la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sportul românesc, din fotbalul românesc, din fotbalul mondial. Puteți citi detaliile, culisele, povești dintre Becali și Edi Ordănescu, care probabil va duce toată povestea asta la o despărțire cât de curând. Că așa e în fotbalul românesc. O zi bună, toate bune, numai bine.